Fan cu Dan Vardie la Europa FM. Suntem într-o legătură Skype în aceste momente pe Drum cu Prioritate și pe pagina de Facebook Radio Europa FM cu Dan Vardie, președintele jurului european Autobest și președintele APIA. Și apropo de APIA, astăzi a avut loc o conferință de presă APIA, printre multe alte subiecte, s-a abordat și prognoza pieței auto din România pentru acest an 2023, un lucru care ne interesează direct. Salut, Dan, și despre care Dan Vardie ne va aduce toate amănuntele posibile. Salut, Dan! Salut, Radu, bună după amiaza European FM. Într-adevăr, astăzi vă vorbește în direct președintele APIA, pentru că și Radu are mare dreptate. Asistăm la un moment, aș îndrăzni să spun, aproape istoric. De ce? Pentru că APIA nu a mai făcut prognoze ale pieții auto din România de foarte, foarte mulți ani. Și asta pentru că a existat o confuzie vis-a-vis de ce-i voie să faci, ce n-ai voie să faci. În realitate, oameni buni, prognoza asta APIA pentru piața auto din România în anul 2023 este extrem de importantă pentru toată lumea și vă și spun, în primul rând este importantă pentru toți cei care ne ascultă și pentru consumatorii de automobili. Și noi la Europa FM, și noi la Autopro și mulți colegi de presă au descoperit că suntem într-o evoluție spectaculoasă a consumatorului român de automobil. Sigur că un consumator vrea să știe ce mașină își cumpără, ce performanțe și e, în epoca internetului toată lumea se documentează. Însă mai mult decât atât, consumatorul român a început din ce în ce mai serios să-și dorească să înțeleagă ce urmează să se întâmple, să înțeleagă tendințele, să înțeleagă fenomenele ca să știe la ce să se uite. Pentru că exemplu clasic pe care împreună cu Radu îl dăm aici de foarte multe ori este dieselul. Mai merită să-ți mai cumperi o mașină diesel? Nu mai merită să-ți cumperi o mașină diesel? Sigur, APIA nu răspunde la acest gen de întrebări. APIA doar prezintă evoluțiile dieselului în România, astfel încât fiecare om să ia cea mai potrivită decizie vis-a-vis de ce îi trebuie lui. Prognoza asta e importantă și pentru organele statului, pentru guvern, pentru că trebuie să știe la ce să se aștepte, cu bune și cu rele, și sigur că e importantă și pentru operatorii din industrie, care la rândul lor trebuie și ei să știe mai bine ce urmează să se întâmple. Și apropo de aceste ce urmează să se întâmple, am să vă dau câteva cifre foarte importante. Ei bine, anul 2023 va aduce o creștere a pieței auto românești. Dacă vorbim de autoturisme, undeva la 10% față de anul 2022. Să ne uităm un pic în aceste cifre și vedem că atât 2022 a fost o creștere, 2020 față de 2021, iată, vom avea o nouă creștere. Cu toate acestea, la circa 140.750 de autoturisme câte vor fi comercializate în acest an, sigur o cifră redutabilă, bună, cum vreți să-i ziceți, prin comparație cu ce a fost înainte de pandemie, din păcate, România va fi în continuare sub cifrele din 2019 și, din păcate, chiar din 2018. Deci, iată că această pandemie, urmată de numeroasele crize prin care trece industria auto, ne afectează și pe noi în România și iată că recuperarea asta pe care o discutăm și noi în România și toată Europa mai durează. De altfel, ieri au fost date prognozele pe toată Europa și Europa în întregimea ei este la fel ca România. În continuare nu reușește să se ridice la nivelul de dinainte de pandemie. Bănuiesc că la asta contribuie și inflația de care lovim în perioada asta, pentru că prețurile au luat o razna chiar și în industria auto. Fără discuție și astăzi la conferința de presă am discutat destul de mult și despre inflație și ce este de făcut. Din păcate aici fenomenul este global, se referă la toate industriile, nu doar și nu numai la România, se referă la toată Europa. Da, revenind, Radu, o mutație importantă este că avem o creștere, dar nu atât de mare încât să revenim la normalitatea de dinainte de pandemie. A doua mare cifră despre care s-a vorbit astăzi foarte mult este prognoza pentru mașinile electrificate, mașini electrice, mașini plug-in hybrid și full hybrid. E bine, aici este fenomenul cel mai spectaculos, cum adesea am spus-o, vorbim de piața din România cu români. Aici nu mai discutăm despre o țară ipotetică, eventual Germania sau Elveția sau Franța, nu, aici e vorba despre români care, și vorbesc strict statistic,
în ultimii ani au demonstrat că au înțeles foarte bine ce înseamnă electrificare, iar revoluția spectaculoasă al vânzărilor mașinilor electrificate în România va continua, oameni buni, și în anul 2023. Dacă ne uităm la mașini electrice, probabil că e bine de spus, Radu, că România s-a aflat între primele trei cele mai valoroase piețe din Europa când vine vorba de creșteri de mașini electrice. Noi. Și repet, vorbim de România și de români. Ei bine, în fiecare an s-au dublat. În anul 2023, prognoza APIA prevede vreo 19.750 de mașini electrice, 19.000, aproape 20.000, față de cele 11.611 bucăți câte s-au înregistrat anul trecut, un record absolut în istorie. Iată, 2023 va aduce un nou record și, foarte important, vor înregistra creșteri substanțiale și plug-in-urile hybrid și full hybrid. Însă, oameni buni, pentru prima dată în istoria României, numărul mașinilor noi electrice va depăși pe cel al mașinilor full hybrid. Asta este o chestiune istorică care demonstrează în plus cu cifre că românii se mișcă foarte repede în zona de mașini electrice, mult mai repede decât se putea prognoza, dacă vreți, și acum 2 ani de zile, nu acum 5 ani de zile. Aș vrea să știți că acest fenomen s-a întâmplat deja în Germania în anul 2022. Iată că România vine foarte repede alături de o piață care se mișcă extraordinar de bine, Germania. Sigur, la alte volume, pentru că asta este Germania, nu se compară cu România. Vreau să mai adaug că dacă anul trecut cam unul din 10 români, de fapt un fel de 9 din 100, dacă vreți să fiu mai exact, și-a cumpărat mașină electrică, anul acesta se va ajunge la 14,1%. Asta înseamnă că din 114 români își vor cumpăra mașină pur electrică. Iarăși, aici, România va sta foarte bine. Anul trecut, în Germania, au fost 12%. Adică 12 din 100 de nemți și-au cumpărat mașini electrice. Anul ăsta, România ajunge la 14%. Dacă vom menține acest ritm de creștere și în 2024, nu știu dacă sky is the limit, dar cu siguranță România se va înscrie, oricum s-a înscris într-o creștere de-a dreptul impresionantă a mașinilor electrice și nu numai. Vă spuneam, creșterile sunt. Și, în fine, diesel, că l-am pomenit. Dieselul, am verificat, în ultimii 6 ani s-a aflat într-o continuă descreștere. Anul acesta, în 2023, prognoza API arată că vom avea o nouă scădere undeva la 15.000, sub 15.000 de bucăți. Este impresionant că, practic, dieselul va deveni cel mai mic segment de pe piață. Absolut toate celelalte segmente, mă refer aici și hibridele și mașini electrice, sunt peste, practic, față de mașini electrificate, segmentul diesel va fi de aproape 3 ori mai mic. Cine s-ar fi gândit, oameni buni, că în România asta noastră vom ajunge să discutăm de asemenea performanțe incredibile? Și, Radu, cu voia ta, ultimul mesaj e foarte important. Am rugat toată presa să ne ajute în acest sens. E bine să ne amintim, oameni buni, că aceste fenomene despre care vorbim nu sunt o creație românească, nu sunt inventate aici la București de vreun ministru sau de președintele APIA sau de mine cu Radu. Nu, nu. Să nu uităm că în Europa avem o lege care a fost votată, validată de Consiliul Europei și propusă de către Comisia Europeană. Suntem într-o ecuație care spune clar că până în 2035 toată Europa va trece doar la ceea ce se numește mașini zero emission vehicles, adică mașini care emit zero din toate punctele de vedere. Asta este, sub această lege trăim și de aceea închid până a spune că APIA spune tuturor românilor că asta este destinul, ne place, nu ne place, cum am făcut o glumă, cui nu-i place, nu este nicio problemă, poate să se mute în Africa, în America de Sud, în fine, în alte teritorii unde aceste reguli și aceste legi nu există, există altele, tot respectul pentru celelalte regiuni ale lumii, fac cum cred de cuvință, dar noi aici în Europa, ne place, nu ne place, ăsta este destinul și atunci e mult mai bine
să te pregătești pentru acest destin. Este mult mai bine să te gândești pentru tine, fiecare cetățean, fiecare om care vrea să-și ia o mașină, ce îți este mai bine. Ce se înscrie în bugetul tău. Ce se potrivește mai bine și nevoilor, dar și la ceea ce se întâmplă în viitor, apropo de valoare la revânzare. Aici, evident că APIA nu poate interveni și nu are cum să o facă, doar încercăm de data asta împreună, eu și Radu, de fiecare dată să vă dăm cele mai corecte, obiective informații, tocmai ca voi toți cei care ne ascultați să puteți alege în cunoștință de cauză ceea ce vă place. O să mai discutăm noi despre concluziile acestei prognoze pentru piața auto din România pentru acest an, pentru că mai sunt multe lucruri de lămurit. Îți mulțumesc, Dan, pentru primele informații pe care ni le-ai oferit și ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Autofan cu alte știri din industria auto. Cu mare plăcere! La revedere!